un scenariu desprins parcă dintr-un film. Primarul orașului Năvodari este acum cercetat în stare de arest pentru presupusă dare de mită șefului Inspectoratului Județean de Poliție din Constanța. Potrivit denunțătorului Valentin Burlacu, Nicolae Matei s-ar fi oferit să dea un teren pentru a scăpa de niște dosare. Miercuri a avut loc la Curtea de Apel din București recursul pentru cercetarea edilului în stare de libertate, proces în care apărarea a demonstrat că primarul orașului Năvodari nu reprezintă niciun pericol pentru societate. Totodată, avocații au prezentat dovezi din dosar care îl acuză pe șeful IPJ de abuz în serviciu. Practic, prin denunțul său, Valentin Burlacu s-a autodenunțat. Potrivit apărării, întreg dosarul pare să fie fabricat chiar de către șeful IPJ, care avea nevoie de un eveniment spectaculos și de un caz special în fața superiorilor săi, pentru a nu fi destituit din funcție și s-a oprit asupra primarului Nicolae Matei. De acest lucru este conștient și edilul, căruia i s-a dat dreptul de a lua cuvântul în fața instanței. Mă aflu în fața unei făcături mizerabile, făcute de profesioniști, dar într-un mod neprofesionist. Burlacu avea nevoie de un eveniment mare, care să acopere destituirea sa din funcție. Mai mult decât atât, asupra edilului orașului Năvodari s-au făcut mai multe presiuni, atât în perioada campaniei electorale, cât și înainte de aceasta. Nicolae Matei și colaboratorii săi au avut parte de zeci de controle, inopinate uneori, asupra firmelor, dar și asupra primăriei Năvodari, de către agenți de poliție de la secția economică și de la oficiul judiciar, pe baza unor presupuse plângeri de natură penală ce au legătură cu dosarul privind depozitul de deșeuri toxice, fie legate de securitatea animalelor sălbatice care se află pe proprietatea edilului, fie legate de presupuse cazuri de influență ca urmare a autorității pe care o are primarul. În urma zecilor de controle, nu s-au dovedit fapte de natură contravențională sau penală, însă din cauza abuzului, Nicolae Matei a făcut plângere la Ministerul de Interne, iar lucrătorii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au efectuat o anchetă, în urma căreia s-a decis destituirea din funcția lui Valentin Burlacu. În cadrul procesului de recurs judecat la Curtea de Apel, avocații au arătat cum, după alegerile locale, Valentin Burlacu a început să facă presiune asupra primarului, solicitându-i întâlniri în diferite locații, inclusiv la sediul IPJ, cu scopul de a-l pune în situația în care să-l provoace ca, prin vorbe sau fapte, să demonstreze că a săvârșit fapte penale. Potrivit documentelor aflate la dosar, avocații au descoperit că Valentin Burlacu i-a reproșat lui Nicolae Matei că a făcut plângere la superiorii săi și totodată că se plânge edilului că este posibil să fie destituit din funcție. În acest sens, potrivit apărării lui Nicolae Matei, șeful IPJ avea nevoie de un caz spectaculos pe care să-l prezinte procurorilor pentru a nu-și pierde funcția. Situația este mult mai gravă dacă se ia în considerare și faptul că Valentin Burlacu, fost ofițer DNA, este în relații foarte bune cu procurorul de caz. Dacă ar fi să discutăm despre profesionalismul domnului Burlacu, merită subliniat faptul că, în mod repetat, pe timpul sezonului estival, dar și în afara acestuia, orașul Năvodari a fost defavorizat în ceea ce privește numărul de polițiști puși la dispoziție pentru a asigura ordinea și liniștea publică. Burlacu se află în stare de dușmănie cu mine din luna iunie, anul acesta. I-am făcut reclamație domnului Burlacu în august și i-am reproșat că, deși orașul Năvodari are peste 41.000 de locuitori, are doar 34 de polițiști. I-am reproșat că ni s-a luat poliția rutieră și a fost mutată la Ovidiu, care are doar 12.000 de locuitori, a precizat Nicolae Matei în fața judecătorilor. Declarația edilului în fața instanței este susținută și de sesizările sale din luna august. Cred că numărul poliției naționale este mai mare, dar este prost gestionat și polițiștii de la Poliția Națională sunt repartizați și nu în funcție de prioritățile pe care le are poliția. Sunt nemulțumit de Poliția Națională și am cea mai proastă colaborare cu Poliția Națională de când este inspector șef Valentin Burlacu. Revenind la măsura luată de Inspectoratul General de Poliție cu privire la destituirea din funcția lui Valentin Burlacu, apărătorii au arătat în procesul de miercuri că Burlacu avea nevoie de un caz spectaculos pentru a scăpa de această măsură, astfel încât, spun ei, a fabricat acest dosar penal ce are în vedere acuzarea primarului Matei pentru dare de mită. În dosar se arată că șeful IPJ s-a oferit să-l ajute pe edil să scape de niște dosare dacă primește ceva în schimb, așa cum a prezentat și apărarea în cadrul recursului. Burlacu l-ar fi atenționat pe primar că... Ești cam rău de gură, ai vorbit vrute și nevrute la adresa mea și care din cele 28 de probleme pe care le-ai IPJ Constanța te arde cel mai tare? Din cele 28 de dosare, ce te doare?
La aceste provocări, Nicolae Matei a răspuns. Nu știu ce dosare sunt. Am văzut pe ăla cu animalele, am autorizație. Animalele sălbatice sunt născute în captivitate, iar pentru ferma de la Corbu am autorizație sanitar-veterinară și autorizație de mediu. Una dintre probele aparent acuzatoare la adresa edilului în dosar este o copie a unui bilețel cu scris de mână pe care primarul Nicolae Matei l-ar fi oferit lui Burlacu. Potrivit anchetatorilor, pe acest bilețel scria: vreau o copie după un buletin al unei persoane de încredere și un număr de telefon. Însă singura probă în acest sens la dosar sunt niște bucăți de hârtie aduse de către Valentin Burlacu din tocătorul de hârtie de la sediul IPJ, pe care sunt vizibile doar câteva cuvinte. Avocații edilului consideră că această probă este fabricată, având în vedere că s-au găsit cuvinte întregi și nu fragmente, și mai ales că nu fac parte din bilețelul original. Curios este cum au ajuns aceste fragmente la dosar, având în vedere că nu s-a încheiat niciun proces verbal care să permită folosirea acestora în dosar ca și dovadă. Procesul verbal a fost adus abia la ședința de recurs, însă instanța l-a respins. Reconstituirea s-a făcut fără să se indice mijlocul de probă. Cum a ajuns acel bilet reconstituit la organele de urmărire penală, neexistând acest document, acest mijloc de probă, de fapt a fost menționată și în decizia, în încheierea dată la Tribunalul București, și acum domnul procuror a făcut un proces verbal în care probabil povestește cum au ajuns aceste hârtii, lucru care s-a întâmplat după ce s-a dat această încheiere și care reprezintă din punctul meu de vedere o pretinsă probă esențială în dosar, de asta și instanța Curții de Apel a respins. Probabil a fost întocmit de către procuror acum să povestească cum a ajuns acel post-it tăiat de materialul, de aparatul de la IPJ Constanța, da, la tocătorul acela, și probabil că povestește acest lucru. Ce scria pe bilețelul ăla? Pe bilețelul ăla nu se înțeleg. Sunt niște cuvinte disparate și au fost puse pe un post-it lipite, în sensul de pe o placă, de a se aranja într-un anumit fel cam cum ar suna denunțul lui Burlacu. Ce cuvinte? Dar pentru că noi în motivare avem sinte cuvinte. Nu, cuvintele, de, apare e cuvântul, cuvântul nu, nu, niciodată, nici teren, nu, 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 apare vreau, telefon și nu știu mai ce. În data de 18 octombrie anul acesta, într-o altă discuție care ar fi trebuit să fie despre problemele ce țin de cooperare instituțională, Valentin Burlacu a încercat din nou să-l provoace pe Nicolae Matei. În după-amiaza aceleiași zile, Valentin Burlacu a sesizat DNA, iar în ziua următoare a depus denunțul, motivând că terenul care se presupune că urma să fie oferit aparține unei persoane apropiate edilului din zona Olt. În cadrul procesului, Nicolae Matei a negat în fața judecătorilor această relație de prietenie. Nu am nicio tangență cu proprietarul terenului. Îl cunosc la fel cum cunosc alte mii de persoane din Năvodari. Nu aveam de ce să-i dau mită domnului Burlacu. Potrivit înregistrărilor din dosar, în ziua de 20 octombrie, Valentin Burlacu s-a întâlnit din nou cu Nicolae Matei la sediul IPJ, unde insistă să-l ajute pe primar, deși Nicolae Matei repetă în mod insistent că nu este infractor. Spune-mi în ce vrei să intervin ca să poți să te ajut. La această provocare, Nicolae Matei a răspuns: nu am probleme în vreun dosar. Toate sunt fabricate, credeți-mă. Potrivit documentelor prezentate la dosar, avocații au arătat că Nicolae Matei nu a cedat presiunilor făcute de Valentin Burlacu. Drept urmare, șeful poliției a încercat să ia de mai multe ori legătura cu primarul, ajungând să sune chiar din oră în oră la primărie pentru a reuși să se întâlnească cu edilul. Potrivit declarațiilor avocaților, în cadrul ultimeilor întâlniri, Valentin Burlacu l-a rugat insistent pe Nicolae Matei să intervină la Ministerul de Interne pentru a nu fi destituit din funcție. În vorbire rezultă că Burlacu îi solicita primarului că din cauza lui îl schimbă pentru reclamațiile care le-a făcut. Vă gândiți în acest context cum putea primarul să-i ofere lui mită atâta timp cât el se plângea tot timpul. Atât în luna septembrie, cât și în octombrie, cât și în luna noiembrie, când a venit din Ecuador primarul. Dar ce a spus mai exact pe acea interceptare? Nu, că sunt câteva interceptări, tot timpul se plânge. Până la urmă Burlacu îi relevă primarului chiar că îl iubește. Dacă vă puteți închipui, Nicule, te iubesc. Când s-a convins că nu i-a mai făcut reclamații. Trebuiau să intervină la minister? Nu trebuia să intervină. El mergea pe ideea să nu-l mai reclame în continuare.
În ziua de 14 noiembrie, Nicolae Matei a fost oprit de ofițerii DNA și condus la sediul din București, chiar dacă în prealabil nu primise niciun mandat de aducere, ceea ce, în opinia avocaților, reprezintă din nou o dovadă a abuzului în serviciu efectuat de Valentin Burlacu. Acum, mii de năvodăreni, familia acestuia, colegi de partid, așteaptă sentința recursului care va fi dată pe 23 noiembrie. Apărarea a predat instanței noi probe care să ateste faptul că Nicolae Matei nu reprezintă niciun pericol pentru societate, inclusiv cele peste 9.000 de semnături și mărturii care îl susțin pe primarul Nicolae Matei. Faptul că decizia nu a fost luată când a avut loc și recursul demonstrează că magistrații doresc să analizeze cu atenție toate probele care au fost depuse la dosar pentru a lua decizia corectă.